Din cauza pandemiei de coronavirus care a lovit globul, cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca este acum pustiu. Locurile de joacă sunt acum pustii. Măsuțele unde niciodată nu găsești loc sunt acum acoperite de praf. Parcurile sunt aproape goale, fundalul sonor fiind acoperit doar de sunetul naturii. Terenurile de sport de la școala Lucian Blaga duc lipsa copiilor care obișnuiau să joace fotbal în fiecare pauză. Ciupercuțele din parc sunt și ele bătute de vântul pustietății. La baza sportivă Napoca nu se mai antrenează nimeni. Totuși, oamenii străzii își continuă activitățile zilnice.